Parteneriatul școală-mediu economic reprezintă cheia succesului pentru un învățământ de calitate. Una dintre cele mai importante firme care activează pe raza municipiului Fetești, ANDES International 2000, continuă un proiect lăudabil de acordarea unor burse de merit elevilor din municipiul Fetești. Proiectul Educația este singura armă care poate schimba viitorul în bine a fost lansat în anul 2013, iar cu timpul numărul burselor a crescut considerabil. Primii 4 elevi eminenți care au fost răsplătiți pentru rezultatele deosebite la învățătură au fost de la profilul mecanic agricol din cadrul Liceului Tehnologic Anghel Salini din Fetești. Prezent la festivitatea de premiere, președintele Consiliului Județean Ialomița a încurajat astfel de inițiative menite să-i motiveze și să-i îndrepte pe elevi către performanțe. Deliu Nicolae. În fiecare an, domnul director de la firma ANDES International oferă primilor 4 elevi ai liceului nostru, de la profilul mecanic agricol, burse de merit. Ne bucurăm că și de această dată este alături de noi și, după cum vedeți, avem și un oaspete special din partea Consiliului Județean. Și sperăm ca voi să apreciați acest lucru și să fiți responsabili, da? Să acest lucru să vă responsabilizeze. După ce terminați liceul, dacă optați să rămâneți în acest domeniu care este domeniul, părerea mea, care înconjoară Feteștiul, și anume agricultura. Indiferent că vorbim de mecanici agricoli, indiferent că vorbim de economiști, indiferent că vorbim de IT-ști, indiferent că vorbim de orice domeniu, agricultura le acoperă pe toate. Deci în domeniul agriculturii poți să faci absolut orice. Orice pregătire ai, este un loc în agricultură. Feteștiul și, în general, Ialomița este un județ agricol. Este domeniul care face să învârtă absolut, după părerea mea, peste 70% din acest județ. Și mi-aș dori, din tot sufletul, cu sprijinul care vi-l acordăm, să rămâneți și voi alături de noi în acest domeniu, care eu consider foarte frumos, aduce multe satisfacții și vă poate oferi un loc de muncă, un loc de muncă cinstit, corect, bine plătit, cu care vă puteți întemeia o familie, vă puteți așeza lângă Fetești sau în Fetești și vă puteți duce mai departe rolul vostru în viața ta, orașului Fetești. Am ținut să particip la acest eveniment pe care îl consider foarte important, pentru că ar trebui acest mod de lucru, această abordare, ar trebui să devină, să spunem, o principală temă pentru județul nostru, pentru economia României și pentru copiii de la liceu. Și nu numai, și de la facultăți. Cred că acest învățământ dual pe care guvernul încearcă să-l promoveze și ideea de a crea un parteneriat între școală, administrația locală și foarte important mediul economic poate să reprezinte succesul învățământului românesc. Gestul pe care îl face domnul Roșu de a încerca încă de la acest nivel să-și creeze o resursă umană pentru următorii 20-30 de ani, poate și mai mult, este dovada faptului că și mediul economic a înțeles că resursa umană este cheia succesului în tot ceea ce facem, și administrația și Ministerul Educației. Îl felicit pe domnul Roșu pentru această inițiativă și mi-aș dori ca județul să aibă foarte mulți de astfel de oameni care să vină în sprijinul, într-un fel sau altul, sprijinul învățământului și prin această metodă de a acorda burse unor copii și încercarea de a fideliza acești copii cu domeniul și activitatea pe care domnul Roșu o are, este de felicitat și îmi doresc ca astfel de parteneriate să avem cât mai multe județe. Pășul de Țean Ialomița încearcă să fie partener în astfel de formule. Sperăm ca în următoarea perioadă, prin promovare, prin implicare și prin identificarea unor astfel de oameni cum este domnul Roșu,
să fie cât mai mulți copii care să beneficieze de astfel de burse. Firma ANDES International 2000 le garantează elevilor care fac practică la societate un loc de muncă după finalizarea studiilor. Puteți și voi să o faceți după ce terminați cele 11 clase. Programul deja funcționează, noi am terminat cu o grupă, un ciclu, deja sunt la noi, le place, evoluează și câștigă din ce în ce mai mulți bani, pentru că vor să învețe și vor să evolueze. Deci, în primăvară o să vă așteptăm la practică, o să începem ca o joacă pentru cei mici, adică o să vă jucați cu utilajele, să vedeți, sunt foarte interesante, sunt de fapt niște computere cu roți. Burse de merit au fost acordate și elevilor eminenți de la Liceul Teoretic Carol I din Fetești, precum și celor de la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. Vreau să vă mulțumesc pentru această bursă și să vă spun că astfel de premii sunt motivaționale pentru obținerea de performanțe în continuare și mulțumesc personal și numele colegilor mei de la Olimpiade pentru inițiativa de anul acesta. Vrem să oferim vouă, copiilor din orașul Fetești, o posibilitate și o șansă să nu mai plecați din Fetești, să nu vă mai doriți să plecați din Fetești, să rămâneți aici și să vă continuați rolul vostru în societate în Fetești. Îi felicit și pe copii pentru munca pe care au prestatul și rezultatele pe care le-au obținut, să știți că niciodată și în viață nu veți reuși decât prin foarte, foarte multă muncă. Aceasta este cheia succesului. Valoarea burselor de merit acordate de ANDES International 2000 se ridică la suma de 13.800 de lei.